Questo sia il nome eletto del nostro di cielo, al dono del nostro Gesù Cristo, e al Duhul Sfânt, in acolo il nome, suntem și în această seară adunați împreună aici în Casa de Rugăciune a Bisericii Betel. Permiteți-mi, dragi frați surori, iubită biserică, stimați oaspeți ai Casei Domnului, să recitesc două versete din versetele citite în această seară la deschiderea timpului nostru de închinare. Epistola 1 a lui Petru, capitolul 1, versetele 3 și 4. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou, prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi, pentru noi, slăvit să fie Domnul. Aș dori înainte de a împărtăși câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu, să exprim mulțumirea, în primul rând, față de Tatăl nostru din ceruri, de Domnul Iisus, de Duhul Sfânt, pentru harul care ni l-a dăruit și cu care ne-a binecuvântat, ne-a înfrățit și ne-a ajutat să putem veni aici la dumneavoastră. Vă mulțumim apoi dumneavoastră pentru deschiderea pe care ați arătat-o prin fratele Iosif, pastorul bisericii și conducerea bisericii și faptul că dumneavoastră sunteți prezenți în această seară. Vă mulțumim de această dragoste și bunăvoință a dumneavoastră și dorim din toată inima bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Doresc apoi să exprim mulțumirea și față de cor, de coriști, sora Romelia, Enoc și toți ceilalți care au pus împreună această lucrare și au organizat această ieșire, eforturile care le-ați depus, osteniala dragostei voastre, ea nu rămâne nerăsplătită de Dumnezeu și El să vă binecuvinteze din belșug. Mulțumim și celor care ne însoțiți și sunteți alături de cor, membri ai familiilor noastre, soției și tuturor celorlalți soți sau soții care sunteți aici, copii, Domnul să vă binecuvinteze și pe voi și harul lui să se manifeste peste fiecare dintre noi. Apoi doresc să aduc un cuvânt de salut din partea Bisericii Bethesda, din orașul Troy, metropola de Troy. Noi avem un cuvânt din Sfânta Scriptură alături de salutul care îl adresăm și uneori care trece așa de neobservat de către noi și nu medităm prea mult la el harul și pacea Domnului. Are o semnificație foarte mare acest salut și este încărcat spiritual pentru sufletele noastre cu multe binecuvântări. Dar probabil ne-am obișnuit cu el și trece neobservat lucrul acesta. Deși tot ceea ce suntem și tot ceea ce avem este prin harul lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Ca text biblic avem din epistola lui Iuda, cuvânt de salut, versetele 20-21, unde aș dori să inserez doar ceva, nu a adăugat la cuvântul Domnului, ci de a-l personaliza. Dar voi, prea iubiților din Moria, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Și Domnul să vă binecuvinteze. Aș dori cu ajutorul Domnului să ne întoarcem la Sfântul Său Cuvânt și în minunitele care le mai avem înaintea noastră să cercetăm Cuvântul Domnului, să medităm asupra acestui cuvânt de învățătură pentru fiecare dintre noi. Am înțeles că a fost ca un anunț să fie o seară pentru tineri mai mult, dar Cuvântul Domnului este aplicabil și la copii, la tineri și la părinți. Și în această seară suntem aceste trei categorii împreună în casa Domnului. Copii, tineri și părinți. Și
mă rog Domnului ca prin harul și prin ajutorul său, cuvântul care îl voi împărtăși să poată să aibă acces la noi, la mintea noastră, la inima noastră și să fie potrivit pentru fiecare dintre noi în nevoile spirituale, emoționale, relaționale pe care noi le putem avea și să se adreseze astfel ființelor noastre spre gloria lui Dumnezeu și edificarea noastră spirituală. Ca și gând central asupra căruia dorim să medităm în această seară, este din partea finală a versetului 3, ca și gândul care să lege împreună mesajul, și eu am intitulat acest gând Fiul înviat, speranța noastră vie. În versetul 3, Apostolul Petru scria: Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel înviat, speranța sau nădejdea noastră vie. Spunea cineva că omul fără pâine poate, sau fără mâncare solidă, fără hrană solidă, poate să trăiască la câteva săptămâni. În Biblie avem până la 40 de zile, care au trăit fără să mănânce. Fără apă, poate să trăiască mai puțin, câteva zile numai. Fără aer, poate să trăiască doar câteva minute. Nu încercați să rezistați mai mult. Însă, fără speranță, spunea această persoană că se poate trăi doar câteva secunde. Speranța este ceea ce ne dă puterea, ne dă tăria ca să mergem înainte. În momentele cele mai dificile ale vieții, în momentele cu cele mai încărcate poveri care le putem avea în viața noastră, ceea ce ne dă tăria să mai facem încă un pas, să mai mergem încă un kilometru, așa cum se măsoară la dumneavoastră distanța, este speranța. Pentru generația tânără de astăzi, o generație și de asemenea noi, o societate, trăim într-un fel un paradox. Și anume, trăim o perioadă care este considerată cea mai afluentă din istoria omenirii. De asemenea, fie dumneavoastră aici în Canada, la Montreal sau Toronto, sau noi în Statele Unite, trăim în zona de pe glob cea mai afluentă, cea mai bogată, unde, pe cap de locuitor, venitul este mult mai mare comparabil cu media care este în lume. În același timp, când există un progres așa de mare și o bunăstare de asemenea așa de mare, care este răspândită la o categorie de oameni foarte largă în comparație cu ceea ce era în secolele dinainte sau chiar în deceniile dinainte, oamenii sunt foarte descurajați. Și mulți dintre ei sunt chiar deprimați sau depressed, în stare depresivă. Și din nefericire, lucrul acesta se extinde atât de mult încât cuprinde și pe cei care se numesc copii ai lui Dumnezeu. Acum, pe de o parte, cauze ale acestei deprimări psihice sunt multiple. Una dintre ele pot să fie și anumite dezechilibre chimice care pot să existe la nivelul creierului. Dar cele mai multe stări și cele mai multe cauze nu sunt de natură aceasta care să necesite un psihiatru și un tratament medical cu substanțe chimice, ci au dimpotrivă
cauze de natură emoțională, relațională, imaginară, de asemenea de foarte multe ori, legată de percepția pe care cineva o are față de realitatea pe care el sau ea o percepe, o vede, o înțelege. Astfel de putea să găsești bărbați și femei, tineri și tinere, care privind la ei să vezi că arată îmbrăcați foarte bine, curat, îngrijit, analizând starea lor materială, vei putea să spui că n-ar trebui să se îngrijoreze de nimic, loc de muncă, anumite economii, o locuință confortabilă și în același timp să îi vezi pe fața lor că sunt într-o stare descurajantă. În America, cel puțin, și nu a venit aici să vă aducem vești rele, ci a venit să aducem vești bune, e pentru prima dată când generația tânără și tinerii, ca și cauză a mortalităților, este mai mare sinuciderea decât omuciderea. Adică își pun ei capăt zilelor mai repede decât să fie omorât de altcineva din afară. O altă persoană. Oare de ce este situația aceasta? Chiar și printre tinerii din biserici găsești situații care sunt descurajante. Și uneori pentru a-și îmbunătăți starea și situația lor, caută să găsească metode și modalități care crezând că îi ajută, de fapt îi apasă și mai mult. În această seară, Cuvântul lui Dumnezeu vine să ni se adreseze fiecăruia dintre noi și să ne întâlnească, să ne întâmpine la punctul în care suntem și care apoi să ne ajute. Dacă nu suntem în situația descrisă mai devreme, dar poate avem anumite stări de îngrijorare, de frică, de groază cu privire la ziua de mâine, legate de locul de muncă, legate de sănătate, legate de școală, legate de o relație. Sau altceva de felul acesta, Cuvântul lui Dumnezeu are pentru noi capacitatea, are abilitatea să ne ridice din situația respectivă și să ne mute mai sus, oferindu-ne speranța de care avem nevoie. Și această speranță pe care fiecare dintre noi o dorim în viața noastră și care să devină și realitate în același timp, pentru că doar speranța în sine, fără ca să devină realitate, ea poate să fie ceea ce se numește o speranță care înșală. Și Sfânta Scriptură vorbește despre astfel de speranțe. Și probabil că dintre noi suntem în situația că am avut anumite speranțe care n-au ajuns să se realizeze, să devină realitate. Ne-am pus speranța în ceva și am crezut că va fi așa. Și nu s-a întâmplat. Speranța că eu, ca și băiat cu fata respectivă, vom ajunge să finalizăm printr-o logodnă și apoi nuntă. Și nu s-a realizat lucrul acesta. Speranța că relația noastră, finalizându-se prin logodnă, prin nuntă, intrând în căsătorie, va fi o căsătorie fericită, frumoasă, plină de satisfacții. Și am ajuns să vedem că nu este chiar așa. Și multe alte forme de speranță pe care noi le avem. Legat de tine, speranța că la examenul care este în față voi lua nota maximă și va fi foarte bine. Speranța că la școala care mă voi duce, facultatea, de exemplu, va fi una reușită și voi obține imediat un loc de muncă și nu se realizează. Și multe alte lucruri de felul acesta. Speranța care ne oferă Cuvântul lui Dumnezeu și Fiul înviat, Domnul Iisus Hristos, ea este
o speranță care nu doar ne ajută în ceea ce privește viitorul nostru, ci ne susține în prezentul nostru. Și primul aspect care aș dori să-l aduc înaintea dumneavoastră legat de această speranță este cu privire la identitatea noastră. Sfântul Apostol Petru, în primul verset, se adresează cu următoarele cuvinte: Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați. Și el oferă câteva provincii ale Imperiului Roman de atunci: Pont, Galatia, Capadocia, Asia, Bitinia și aș putea să continui: Detroit, Statele Unite, Montreal, Canada, România și așa mai departe. Pentru că acest cuvânt de aici nu este doar strict pentru cei de atunci, ci este un cuvânt de asemenea valabil, actual și pentru noi. Dacă ați fost atenți la identitatea celor la care se adresează Petru, destinatarii epistolei sale, dă două aspecte ale identității lor. Și primul aspect este acesta: ei sunt aleși, aleși ai lui Dumnezeu. Și vom observa puțin mai departe în epistolă că el exemplifică și arată câteva aspecte ale identității lor. Și este apoi al doilea aspect al identității lor. Și primul este legat de relația lor cu Dumnezeu, cine sunt ei față de Dumnezeu, și în al doilea rând, cine sunt ei față de lume. Față de Dumnezeu, ei sunt aleși ai lui Dumnezeu, însă față de lume, ei sunt străini. Și dacă citim mai departe, în versetul 11 din capitolul 2, le spune străini și călător. Și fiecare dintre noi, cei care suntem, să zicem, la vârsta majoratului, nu ne-am născut în Montreal, ci ne-am născut într-un cu totul alt loc decât Montreal. Și unii dintre noi la mii de kilometri distanță. Și ca să fim în această seară în Montreal, a trebuit să călătorim. Unii am călătorit poate în condiții plăcute, și alții e posibil că am călătorit în condiții foarte neplăcute, chiar periculoase. Însă îi mulțumim lui Dumnezeu că a vegheat peste fiecare dintre noi. Și astfel suntem aici. Și acesta este primul aspect care ar dori să îl observăm legat de identitatea noastră. Cine suntem noi? Pentru că aceasta este una dintre cauzele majore cu privire a stării de frică, de groază, de anxietate, de descurajare, deznădejde și în final deprimare sau depresie. Și la alții merge mai departe, chiar moarte. E legat cu privire la identitatea noastră. Cine sunt eu? Cine ești tu? Cine ești dumneata? Pentru că înțelegând cine sunt și cine suntem, bazați pe cuvântul lui Dumnezeu, aceasta ne va da puterea și înțelepciunea în același timp, să știm cum să ne relaționăm față de Dumnezeu, față de noi înșine și față de mediul unde noi trăim. Una dintre minciunile pe care le crede, și pot să spun fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin, minciuni care vin din partea lumii, dar mai ales din partea diavolului, cu privire la identitatea noastră, este următoarea: eu sunt ceea ce performez plus ceea ce zic alții despre mine că sunt. Ceea ce performez plus ceea ce zic alții despre mine că sunt. Astfel, noi când ne prezentăm persoanelor care nu ne cunosc, și mulți oameni când se prezintă, uneori chiar înainte de a spune numele,
îți spun titlul sau calitatea profesională pe care o am. Și ei se identifică cu aceasta. Dacă este medic, doctor, inginer, profesor, pastor, prezbiter, diacon, corist. Este adevărat că oamenii se prezintă cu titlul acesta în mod deosebit atunci când acest statut le poate aduce anumite avantaje. Și prin acest statut ei pot să fie cumva ridicați pe oarecare piedestal. Ce performez plus ceea ce zic alții despre mine. Și lucrul acesta se aplică și la generația adultă și se aplică în mod special la generația tânără. Dacă ar fi doar ceea ce performezi, încă ai spune oarecum că nu e nici chiar așa de rău. Dar vine partea a doua, care este chiar mai gravă decât prima. Și anume, ce zic alții despre mine? Este adevărat că Domnul Iisus Hristos la un moment dat a întrebat pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu? Dar este interesant că Domnul Iisus a pus punct acolo. Cine zic oamenii că sunt eu? Să fie doar semnul întrebării sau punct acolo. Ce el continuă, zice, cine zic oamenii că sunt eu? Fiul omului. Adică, prin alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos nu a vrut să se delimiteze în identitatea sa doar cu ceea ce spun alții despre el, neștiind cine este el. Și el e clar despre sine. Eu sunt fiul omului sau omul care vine din cartea lui Daniel, capitolul 7, despre care vorbește Dumnezeu prin profetul Daniel, că va veni fiul omului, va veni omul care este de fapt Mesia fiului Dumnezeu. Și ucenicii au spus anumite lucruri ce zic alții despre el și apoi Petru spune sub inspirația Duhului Sfânt. Dar ar fi să te întreb în această seară și întreabă-te tu însuți. Dacă ar fi să te întrebe Domnul Iisus, cine ești tu? Ce ai putea să răspunzi? Cu convingere? Cu claritate? Cu putere? Eu știu cine sunt. Și să spui exact cine ești. Mulți dintre noi suntem afectați de ceea ce spun alții despre noi, că sunt eu. Și industria din jurul nostru profită de lucrul acesta foarte mult. Pentru că adeseori oamenii se îmbracă nu atât de mult, de exemplu, ca să le placă lor, ci ca să facă impresie asupra celorlalți. Și era o vorbă cu ceva timp în urmă că oamenii cumpără lucruri de care nu au nevoie cu bani pe care nu îi au ca să impresioneze pe oameni de care nu le place. Știți? Cumpără lucruri de care nu au nevoie cu bani care nu îi au și dacă nu iau ceva, iau împrumut. Credit card, de exemplu. În America se spunea la știri nu cu mult timp în urmă, de fapt am citit lucrul acesta, că doar în cărțile de credit, în credit card, sunt datorii peste un trilion de dolari. Cumpără cu bani pe care nu iau obiecte, mașini, haine, case și multe alte lucruri ca să impresioneze pe oameni de care nu le plac. Ca oamenii aceia să poată spune despre ei cuvinte de apreciere, cuvinte frumoase. În școli există tot felul de grupuri de influență. În biserici chiar există
tot felul de grupuri de influență. Dacă ești acesta, ești în grupa aceasta. Dacă nu ești acesta, ești într-o altă grupă. Second class, am spune noi. Într-o grupă secundară. Acesta este una dintre marile minciuni ale diavolului și ale lumii în mijlocul căreia noi trăim. Să ne identifice cu performanța plus părerea altora despre noi. Există o altă ecuație care are valoare, care are stabilitate. Performanța noastră astăzi poate să fie undeva foarte sus. Și mâine, un accident, o îmbolnăvire, să nu mai poți performa, înseamnă că ți-ai pierdut valoarea? Părerea unuia despre tine astăzi să fie extraordinară. Și mâine să fie 180 de grade diferite, înseamnă că nu mai ai valoare, nu mai ești același? Nu, ești același. Fie că poți să performezi sau nu poți să performezi, valoarea ta și a mea, a noastră, este dată, este egală cu ceea ce zice Dumnezeu despre noi că suntem. Ce zice Dumnezeu despre tine și despre mine? Apostolul Petru spune în această seară, voi sunteți aleși ai lui Dumnezeu. El spune mai departe, voi sunteți în capitolul 2 unde dezvoltă acest gând al identității noastre ca niște pietre vii. Sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă. Voi, spune el mai departe, sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, slăvit să fie Domnul. Aceasta este identitatea care o avem înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta este ceea ce contează în final. Pentru că Dumnezeu are și primul cuvânt și ultimul cuvânt. Este important pentru noi să ne înarmăm în gândirea noastră cu o gândire sănătoasă. Cu o gândire clară, cu o înțelegere exactă cine ești și cine sunt. Altfel, oscilezi. Astăzi ești foarte happy că persoana de care ții cont te-a apreciat. Fie că e vorba la școală, fie că e vorba chiar în familie sau în societate. Iar mâine vei începe să plângi pentru că aceeași persoană ți-a spus ceva care te doare. Acum, pot să fie lucruri spuse de cineva care sunt adevărate, sunt reale. Ca și copii, părinții pot să privească la noi și să observe anumite lucruri care în dragostea lor să ni le spună, prin care să ne corecteze. Cu privire la comportarea noastră, cu privire la ținuta noastră, cu privire la atitudinea noastră sau la manifestarea noastră. Categoric că vom ține cont de aceste lucruri. În biserica în care suntem, pot să fie anumite observații pertinente, corecte, clare, care sunt făcute și de care să ținem cont. Dar în esența noastră, ca și creștini, avem această calitate de aleși ai lui Dumnezeu, de preoție a lui Dumnezeu, de neam sfânt a lui Dumnezeu, de copii ai lui Dumnezeu, scrie mai departe Apostolul Petru. Acesta este primul aspect care aș dori să rămână mai adânc imprimat în mintea noastră, în inima noastră, în ființa noastră, cine sunt. Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni se adresează credincioșilor din Efes și le spune, voi nu mai sunteți niște străini sau niște oaspeți, ci acum sunteți cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Celor din Colose le spune, voi ați fost transferați, strămutați din împărăția Întunericului în împărăția Fiului dragostei sale, mărit să fie Domnul. Dacă ați murit împreună cu Hristos și ați înviat împreună cu Hristos, cred de asemenea Colosenilor, aveți în voi acest gând
gândindu-vă la lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Aceasta vorbește despre calitatea identității noastre cu privire la Dumnezeu. Cu privire la lume, pentru că noi trăim pe aceste două coordonate. Coordonată cu privire la Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, și coordonata cu privire la lume, relația cu lumea. Cu privire la relația cu lumea, noi suntem niște străini. Niște străini. Niște străini, scrie Apostolul Petru, versetul 11, și călători. Străini. Chiar dacă aveți cetăție canadiană, unii dintre dumneavoastră, unii dintre noi cetățenii americană, noi suntem niște străini. Și dacă priviți în jur, și în Canada, și în America, tot mai mult se dovedește și se demonstrează creștinul autentic este tratat ca un străin și chiar mai mult decât atât, sau mai rău decât atât, ca un dușman. Ca un dușman. Valorile care sunt cel mai mult contestate de conducătorii actuali și în America și în Canada, ca sistem. Și nu vreau să aduc persoane, ci ca sistem. Valorile care sunt contestate sunt valorile creștine. Ideea de Dumnezeu este contestată. În școală, în universități, în societate. Dacă vorbești despre Dumnezeu și mai ales dacă vorbești despre Iisus Hristos, încă oarecum conceptul de Dumnezeu, pentru că este mult mai general, e tolerat. Însă atunci când vorbești despre Iisus Hristos, se revoltă. Se ridică împotrivă. Te atacă. Ești privit ca un intolerant, ca unul căruia ești, care ești homofob. A doilea, sau a doua mare valoare pe care noi suntem chemați să o susținem, este familia. Familia, așa cum este descrisă în cuvântul lui Dumnezeu, ea este contestată astăzi. Cine caută să o proclame și să o promoveze, este bajocorit, este prigonit, persecutat și poate să ajungă să fie chiar închis. O altă valoare pe care avem în cadrul familiei, nu doar unirea dintre un bărbat și femeie liber, consimțită, este autoritatea părinților în familie. Ea este contestată. Eram în America la câteva luni după ce am ajuns acolo în 1992, când și familia a venit. Și copiii au venit la școală, erau mici atunci. Clasa a patra, a doua și a întâia. A avut o profesoară specială pentru ei să învețe limba engleză. Și vin la trei luni, cred că era, nu știu exact timpul, vin acasă veseli, bucuroși, și spun soție și mie, și în special mie ca tată, mi-a spus o veste bună la școală astăzi. De ce m-a spus? Ce m-a învățat? Mi-a învățat că nu mai aveți voie să ne bateți. Am zis, da, da, așa cum spun la școală. Și dacă ne bateți, să sunăm la 911. Cum răspuns?
Și astfel de momente îți dă posibilitatea să te apropii de copii sau să îi respingi ca părinți. Le pot să fie momente importante care, uitați, după 10 de ani să-ți rămână profund în memorie și să te marchezi. Am adunat 3 copii, ce-ai avea, ce avem și acum. Și am zis, de cât timp ne știți pe noi? Pe mama și pe tată. De cât timp ne cunoașteți? Păi, de când ne-am născut. Fiecare era vârsta lui 10 ani, 8 și ceva, 7. Da, de atunci, da. De când ne cunoașteți pe noi, de când v-ați născut, ne-am comportat noi rău cu voi? Ați avut lipsă de mâncare, de îmbrăcăminte, de adăpost? Nu. V-am pedepsit pe nedrept, unfair, nu? Asta e termenul, unfair. N-am fost fair cu voi? Nu. Dar de cât timp cunoașteți pe oamenii de aici? Câteva luni, nu știu, 3 luni și ceva, 4 luni, da. De atât timp îi cunoașteți. De cât timp cunoașteți poliția de aici? Păi poliția nu o cunoașteți. Nu o cunoașteți. Acum voi sunteți gata ca să sunați la oameni pe care nu-i cunoașteți și să vorbiți împotriva la oameni care-i cunoașteți, care v-au dat mâncare, care v-au îmbrăcat, care s-au îngrijit de voi. Deci noi veți face lucrul acesta, da? Și vă vor duce la niște oameni care nu știți deloc de ei și cum se vor purta cu voi. Veți face treaba asta, nu? Că așa vă spun la școală. Asta de puțin s-a gândit, a dat din cap și niciodată n-a sunat. Ce se întâmplă? Atenție! Noi nu suntem chemați ca părinți să abuză copiii. Nici verbal și nici fizic. Noi tratăm cu dragoste, cu atenție, cu tandrețe. Dar ca și părinți, în primul rând suntem chemați să fim părinții lor și apoi prietenii lor. Și frații de la noi știu lucrul acesta că am mai spus. În primul rând ești chemat să fii părinte și apoi prieten. Care este însă ideea din spatele acestor mișcări? Este de a submina autoritatea părintească pentru a reuși să dezmembre familia, să dezbine familia, să ridice părinții împotriva copiilor, copiii împotriva părinților, ca în felul acesta să-și împlinească. Noi suntem, dragii mei, tineri, niște străini și niște călători. Aceasta suntem. Suntem, spuneam la noi la biserică, într-o altă ocazie, cu green card. Nu suntem ilegal, dar avem doar green card. N-avem cetățenie în ce privește lumea. Și Biblia ne învață să ne comportăm în felul acesta. Înțelegând că adevărata noastră cetățenie nu este aici. Pentru că tot ce aici este temporal, este trecător. Și noi așteptăm, cum scrie în Evrei, cetatea care are temelii veșnice, a cărui meșter ziditor, este Dumnezeu. De aceea este important să știm cine suntem în relație cu Dumnezeu și în relație cu lumea. Și apoi vom vedea puțin mai târziu ce implică aceasta în viața noastră. Dar al doilea lucru care dorim să-l aduc în fața dumneavoastră e cum am ajuns noi să avem această identitate. Cum? Foarte simplu. Prin naștere. Și această naștere, scrie Apostolul Petru, se numește nașterea din nou.
spune, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din mort, slăvit să fie Domnul. Și n-am să vorbesc prea mult despre nașterea din nou, că este o noțiune, cred eu, destul de bine cunoscută, ci doar am să menționez câteva aspecte foarte scurt. Noi avem expresia nașterea din nou și este o expresie biblică. Însă mai clară ideea este nu neapărat naștere din nou, că dacă rămâi doar la expresia aceasta, naștere din nou, poți să înțelegi că poți să te naști în mod repetat. Și aceasta poate să conducă la o altă idee care are conotație orientală. Termenul folosit de Apostolul Petru și pentru prima dată în Evanghelia după Ioan este născut de sus. Anotel. Care înseamnă născut de sus. Ce înseamnă aceasta născut de sus? Tot Apostolul Ioan și Evanghelistul Ioan ne spune în capitolul 1. Născut de sus este în Ioan 3. În conversația dintre Domnul Iisus și Nicodim. În capitolul 1 spune Domnul Iisus a venit la ai săi. Și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu. Născuți. Nu din carne, nu din sânge, nu din voia firii vreunui om, ci din Dumnezeu. A fi născut din nou înseamnă a fi născut din Dumnezeu. Și așa după cum pentru naștere naturală și orice proces sau act al nașterii nevoie de două elemente, la fel este și pentru nașterea din Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu împreună cu Duhul lui Dumnezeu care produc în noi această naștere din Dumnezeu sau naștere din nou. Această lucrare nu este lucrarea noastră, ci este lucrarea lui Dumnezeu în noi. Prin cuvântul Său și prin Duhul Său cel Sfânt. Niciunul dintre noi, pentru a ne naște, nu am făcut nimic. Și noi suntem produsul iubirii de la cei mai mulți dintre noi, părinților noștri. Născuți din Dumnezeu, înseamnă că suntem produsul iubirii lui Dumnezeu față de noi. Și această iubire a lui Dumnezeu față de noi s-a arătat la modul cel mai profund și incontestabil prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Moartea sa pentru noi și apoi învierea sa din nou de morți este dovada iubirii lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Următorul aspect este că nu doar ne-a născut și ne-a abandonat, ci scrie mai departe Apostolul Petru în versetul 2 de data aceasta, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul în noi. Cum ar fi dacă și se întâmplă din nefericire lucrul acesta, se naște un copil și după naștere, mama care l-a născut să-l abandoneze. Și se întâmplă. Se întâmplă chiar prea mult. Și se găsesc astfel de copii abandonați. Ceea ce este și mai grav decât aceasta, sunt copii avortați, care este o crimă în ea însăși. Ce se întâmplă dacă, să zicem, nu-l abandonează, să-l lase undeva afară, ci l-a aduce acasă, dar nu-l îngrijește, nu-l hrănește, nu-l schimbă, nu are grijă de el. Ce se întâmplă cu un ascult? În scurt timp, moare. La fel este și spiritual. Dumnezeu nu doar ne-a născut din El, ci El se îngrijește mai departe de noi. Și această îngrijire mai departe este numită aici de Apostolul Petru, sfințirea lucrată de Duhul în noi. Ce înseamnă această sfințire lucrată de Duhul în noi? Înseamnă creșterea noastră, formarea noastră, modelarea noastră, ca tot mai mult să semănăm cu acela din care ne-am născut.
care cunoaște și părinți și copii. Și sunt unii copii care seamănă foarte bine cu părinții lor. Când ai văzut copilul, ce spui? Este a lui putare. Sunt frați de asemenea care seamănă bine între ei. Și am un frate printre mulți frați cu care Domnul m-a binecuvântat. 8 frați. Suntem de toți. Unul a venit acum recent la noi, la Detroit. Și cineva a zis când ne-a văzut, zice, și de nu te vedeam pe tine și îl vedeam numai pe el, știam că sunteți frați. De ce? Că semănați. Dragii mei, oamenii trebuie să știe că noi suntem copii ai lui Dumnezeu, frați cu Domnul Iisus, pentru că noi semănăm cu El. Semănăm cu El în caracterul nostru. Semănăm cu El în relațiile noastre. Semănăm cu El în atitudinea noastră. Semănăm cu El în trăirea noastră, în scopul nostru, în valorile noastre, în prioritățile noastre. Aceasta se numește sfințirea în viața noastră. Modelarea tot mai mult după asemănarea cu Domnul Iisus Hristos. În al treilea rând, că timpul se duce, aș vrea să vorbesc acum despre responsabilitatea noastră. Aceasta este partea care am vrea să o scutim. Sunt copil al lui Dumnezeu, sunt sfințit, născut de sus din Dumnezeu, s-a terminat totul. Nu. Pentru că suntem în această stare de har, ne învață cuvântul lui Dumnezeu, urmează responsabilitățile noastre. Acum sunt unii creștini care îi caută prin efortul lor să ajungă să fie născuți din nou. Nu se poate lucrul acesta. Nașterea din nou e lucrată de Dumnezeu adusă în viața noastră. Dar pentru că suntem deja născuți din nou, pentru că deja suntem sfințiți înaintea lui Dumnezeu, aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți ai lui Dumnezeu, urmează responsabilitățile noastre. Pentru că m-am născut în familia părinților mei și primul născut, cu trecerea anilor după ce am primit mai multă putere, mai multă capacitate de a munci și mi s-a putut încredința mai multe responsabilități, părinții mi-au dat responsabilități tot mai multe. La fel este și spiritual. Odată cu creșterea noastră și noi primim responsabilități. Una dintre ele pe care o spune Apostolul Petru, aici în versetul 13, scuzați-mă, versetul 14 de data aceasta, îi spune așa, ca niște copii ascultători. Acesta este primul aspect. Aceasta e ceea ce așteaptă fiecare părinte de la copiii săi. Să fie ascultători. Ca niște copii ascultători. Ce să faceți? Nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată. Auziți? Pentru că ești un copil al lui Dumnezeu, ascultător de Dumnezeu, ai responsabilitatea să nu te lași târât. Am mai spus aceasta a târât. Arată că există o forță care ia un obiect, să nu iau Biblia pentru că nu arată bine, este această batistă aici, și există o forță mai mare decât forța aceasta ce ține batista pe loc și o trage. Se târăște batista. Aceasta este ideea pe care Apostolul Petru o spune aici. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți. Atenție! Această tragere, în primul rând, nu vine de afară. Auzi pe mulți creștini spunând, lipsească ispita, diavolul m-a făcut să fac așa. Nu. În primul rând, vine din interior. Spune, poftele pe care le aveați altădată. Aceste pofte sunt în interiorul nostru, în omul carnal, în omul vechi, cum îl numește Biblia, în firea pământească. Și aceasta este puterea păcatului în viața omului, care are aceeași natură cu ceea ce este în om, cu firea pământească. De aceea chemarea lui Dumnezeu este, cum pot eu să mă opun? Această va
baptiste nu se poate opune forței mâinii mele. Pentru că forța mâinii mele e mult mai tare. Însă în omul născut din nou, din Dumnezeu, în care e Cuvântul lui Dumnezeu și e Duhul lui Dumnezeu, alături de această putere a poftei, este puterea lui Dumnezeu în el, care trebuie să fie mai mare decât puterea poftei. Aceasta presupune să trăim o viață călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Să avem o gândire a Duhului lui Dumnezeu în noi. Nu o gândire carnală, nu o gândire naturală numai, firească. Să ne înarmăm cu gândul lui Hristos în noi. Școala, universitatea, adresându-mă din nou vouă tinerilor, caută să vă înarmeze cu un anumit sistem de gândire. Nici nu vă dați seama de lucrul acesta. Mergi în școală să te pregătești ca inginer, de exemplu. Și ca să te pregătești ca inginer, aceasta înseamnă doar latura tehnică. Înseamnă desen tehnic, înseamnă studiul materialelor, rezistența materialelor, înseamnă matematică de asemenea, înseamnă formule matematice și așa mai departe. Dar știți ce se întâmplă cu studentul care se pregătește pentru inginerie? Pe lângă aceste materiale și cursuri obligatorii, zice, pentru formarea lui ca inginer sau a ei ca inginer. Sunt multe alte cursuri care caută să-ți modeleze gândirea. Să spună valori în mintea ta. Să spună în mintea ta sisteme de gândire. Și începe nu la facultate, la facultate deja e târziu. Începe cu copiii din clasele primare. De acolo începe. De aceea este responsabilitatea noastră ca părinți să știm ce se predă în școală cu privire la conceptele care se predau. Să știm echipați mental, intelectual, ca să putem să răsturnăm aceste izbodiri ale minții, aceste concepte și să așezăm concepte care sunt bazate pe Cuvântul lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute. Deci ca să nu fie atras, târât, cum este expresia Apostolului Petru, trebuie să-ți echipezi mintea, trebuie să-ți ai inima sub control, știind cine ești, ce valori ai, ca tânăr, credincios. Una dintre valori este să-ți păstrezi puritatea sexuală, să nu ai relații sexuale înainte de căsătorie. Poate am vorbit prea direct lucrul acesta, dar pentru generația tânără trebuie vorbit direct. Deja ne scăpirăm după ureche. Și acest aspect al relațiilor sexuale nu este doar actul în sine însuși, ci sunt mulți să-ți păstrezi ochii. Păzește ochii de la imagini pornografice. Fie că e vorba de telefon, smartphone, fie că e vorba de tablet, fie că este vorba de computer, fie că este vorba de filme. Să-ți păstrezi ochii curați. Păstrându-ți ochii curați, să-ți păstrezi mintea curată. Chiar să nu citești literatură erotică. Ci să citești literatură spirituală. Îți înarmez gândirea, îți înarmez voința, altfel ești târât. Și mi-ai spus, dar n-am vrut. Sigur că n-ai vrut atunci, dar ai pregătit terenul. Păzește-te de anturaje care te pot conduce. Nu rămâne singur sau singură. Nu intra în mașină cu un băiat sau cu o fată care nu este soțul sau soția. Păzește-te, că lacrimile după aceea nu ajută prea mult. Nu vă lăsați stăriți. Lumea de afară spune, este ok. Ești un prost dacă nu faci. Nu, este o minciună. Ești înțelept că te păzești. Este fericirea ta. A viitorului tău, a căsătoriei tale. Și viața veșnică.
fiți sfinți, scrie Petru. În toată, traducerea noastră este purtarea voastră, în toată călătoria voastră, în toată umblarea voastră. Aceasta e responsabilitatea noastră. Pentru că suntem deja aleși ai lui Dumnezeu, copii ai lui Dumnezeu. Ascultăm de Tatăl nostru. Vrem să ne asemănăm cu El. Ne separăm de ceea ce este rău. Pentru ca El în final să aducă în viața noastră ceea ce fiecare copil gândește cu privire la părinții săi. Ce moștenire voi primi de la părinți? Care va fi moștenirea? Și Dumnezeu, ca un părinte care nu este doar iubitor, pentru că pot să fie părinți iubitori, dar să nu poată oferi o moștenire, în afară de o moștenire morală, spirituală. Dar Dumnezeu, în versetul 4, ne spune, nădejdea noastră vie este o moștenire nestricăcioasă, care nu se strică niciodată, ea este eternă, ea este curată. Poți să dormi liniștit cu moștenirea primită de la Dumnezeu. Nu vine nimeni să treacă. Nu este oferită pe nedrept. Nu este oferită prin înșelătorie. Nu este oferită prin tot felul de scheme. Ci este oferită prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și care nu se poate veșteji. Care își păstrează prospețimea și valoarea veșnic. Mări să fie Domnul. Astfel, dragii mei, în această seară, în limita timpului și a cuvintelor care le-am împărtășit, Iisus Hristos, Fiul înviat, e speranța noastră vie. Nu vă lăsați influențați să vă dea alți identitatea. Voi trebuie să știți, noi trebuie să știm cine suntem. Fica noastră, prima fica, al doilea copil, era în clasa întâia la școală, începuse clasa a doua la școală. Și vine acasă și spune, tată, un copil, coleg de clasă, a strigat după mine. Ce a strigat? Pocăită! Pocăită! Și zic, tu ce ai făcut? Și i-am răspuns înapoi, nepocăitule! Și am zis, bine ai făcut. Când cineva caută să vă dea o identitate, nu lăsați. Cunoașteți-vă identitatea în Hristos. E adevărata identitate care dă valoare și aici și pentru eternitate. Fiți binecuvântați. Amin.